Jocul de tarot reflectă o călătorie inițiatică în care un mort, un rege făcut mat, devenit nebun, trece prin 21 de porți în drumul lui de reîntoarcere acasă, de unde a plecat rădăcind printre astre. Misterele și inițierile antice descifrau fenomenul morții și renașterii. Pentru că misa omului zeu căzut din grația sa divină a fost întotdeauna, este și va fi nemurirea. Adică amintirea, neuitarea. Jocul colosal continuă iar și iar până când cineva, cândva, un erou, va reuși să depășească toate porțile. Și atunci un nou cer se va deschide în calea nebunului, dincolo de Eleusis, după ce va fi descoperit că el e Us. Însuși fenomenul morții și renașterii îi demonstrează nebunului că e prins într-o buclă temporală. Cum se rezolvă în filmele lui o asemenea misiune imposibilă? Prin amintiri succesive ale fiecărei morți suferite, în așa fel încât, până la urmă, toate situațiile primejdioase de viață să poată fi evitate prin conștientizare. Nebunul își dezvoltă în acest fel un al șaselea simț, cel al omniprezenței active, în ipostaza ei completă, fără de număr și fără de nume. Jocul de tarot descrie o hartă a conștiinței universale, unde ființa miraculoasă din centrul ei îmbracă o piele de om. Și înțelege că slăvirea e o formă de sclavie, o magie rea, ca o iubire decăzută și prost interpretată. Orice organizare ierarhică se bazează pe umilință și generează control în straturi peste straturi, în parte lumea, în stăpâni și sclav, peste care se ridică alt stăpân din ce în ce mai puțin și mai puternic motivat să lucreze împotriva evoluției sale nebunești. Dar jocul de tarot e rotund și se joacă în cercuri. Nu generează stăpâni și nu are nevoie de sclavi, odată ce nebunul își dă seama că numai el singur se joacă pe sine și se oglindește într-o mulțime de caractere pentru a putea alege mai bine cine să dorească să fie. Căci lumea e mama lui, iar el e creația ei și împreună generează tot universul. Până la urmă, ce oferă acest curs? O viziune neobișnuită asupra vieții prin ochii arhetipurilor, o cheie misterioasă ce descuie ușile subconștientului, o șansă extraordinară de introspecție și autocunoaștere prin intermediul tarotului de Marseille și prilejul excepțional de a intra în conexiune cu zeii universului. Sunt Georgiana și vă aștept în lumea misterioasă a tarotului, în jocul nebunului de a se înțelege pe sine, în călătoria lui fantastică dintre cer și pământ. Și vă las cu această ultimă imagine, care este cumva o concentrare a cursului pe care urmează să-l susțin la Alexa Event. Este o imagine care face cât 1000 de cuvinte pe care o să o înțelegeți la finalul cursului de tarot. Vă invit în lumea tarotului alături de mine. Thank you.